Start. Avem o mașină target care vine din partea dreaptă și o să vă arătăm cum mașina frânează singur. Departamentul ADAS, deci departamentul de asistență pentru produse de asistență a șoferului, există din momentul în care m-am angajat eu din 2009. Două generații în urmă, față de ce avem acum, ce dezvoltăm, cercetăm și dezvoltăm, radarul era mult mai mare. Am reușit să facem un radar de dimensiuni mult mai compacte și cu o performanță ridicată. Dacă înainte vedea un obiect undeva la 150 de metri, acum avem certitudinea că poate să vadă la o distanță mult mai mare. De fiecare dată când lucrăm la o anumită generație în dezvoltare, se lucrează la cel puțin una-două generații în etapa de cercetare. Avem un produs de bază, de ultimă generație, care în momentul în care este identificat un client, se începe dezvoltarea lui. Majoritatea producătorilor de mașini care integrează sisteme de inteligente sau sisteme care țintesc spre autonomous driving, implementează funcții de frână automată. Pentru a face lucrul ăsta și a-l face într-un mod foarte bine, ai nevoie să înțelegi noi din care te pasezi foarte bine și să înțelegi potențialele pericole pe care, să interpretezi potențialele pericole care pot să apară în timpul condusului. La sfârșitul anului trecut am reușit să realizăm piesa cu numărul 10 milioane, multifunctional camera. O astfel de cameră se montează una pe mașină. Asta înseamnă că avem în momentul ăsta cel puțin 10 milioane de mașini unde noi am contribuit pe partea de safety și susținere șofer în timpul condusului. Următoarea piesă care va ajunge la 10 milioane este din categoria surround view camera. Piesa care se montează în oglinzi și în bumpere față-spate și oferă șoferului o perspectivă realistă de 360 de grade cu ceea ce se găsește în jurul mașinii. Aproximativ într-o săptămână vom face piesa cu numărul 10 milioane și din această categorie de produse.